Praticamente a Copa Baia Tosca. Și a fost o subacuzare pentru că dormea în timp ce mașina lui Tesla, aflată pe modul autopilot, pe modul rachetă, a atins viteza de 150 de km pe oră pe autostradă. Când polițiștii au pornit semnale luminoase ale mașinilor și ceilalți șoferi s-au dat din calea lor, mașina Tesla a accelerat, pentru că ea era pe autopilot, a văzut, mamă, drum liber, calco, calco, zicea computerul mașinii. Șoferul mașinii, un băiat de 20 de ani, foarte obosit, dormea, atât el cât și pasagerul din dreapta, cu scaunele întinse, atenție, și va apărea în fața lui pe luna decembrie pentru toată combinația asta. Zice cineva, polițistul care anchetează cazul, zice, nimeni nu se uita prin parbriz să vadă unde mergea mașina. Asta mi se pare absolut genial, a declarat domnul sergent de poliție. Acesta a spus că modelul Tesla a accelerat când poliția a pornit luminile, iar celelalte mașini